Dacă vă duc funcționează
Sigur, sunt niște completări pe care trebuie să le spunem. Încep
iar la vaci, de la 10 la 5, pentru sprijinul popular. Deci știu eu că mă gândesc de întâlnirea dumneavoastră și că, în sfârșit, o să avem mai multe chestii de mandat. Sigur, sunt și alte discuții care spun de ce la sprijinul pe care îl dăm zilele acestea, am adoptat săptămâna trecută la treia primă, pentru ajutor ca să-și cumpere animalele de producție. Am avut anterior la prevecuți și acum am mers și la bovine. Și acolo a fost o discuție care să lăsăm să avut și vizele. Parte dintre femeie au argumentat că trebuie doar și vizele, nu și vizele. A fost discuție și sunt discuții sigur că să mulțumesc și la doamna toate contribuirile de beneficiară. Sper că toți banii pe care am investit în agricultură din noiembrie, de când sunt în Ministerul Agriculturii ca ministru, dacă am s-o pot timp, poate sume, sunt aproape 3 miliarde de euro, eu zic că sunt mai foarte mulți care am plătit în agricultură și fac eu totdeauna o comparație cu bugetul Ministerului Federal de la Uniunea Europeană, care a dat circa 300 de milioane euro și a ajuns acum la peste 3 miliarde de euro, deci de 10 ori a crescut. Cred că nu ne putem duce totuși de problema studenților, dacă sunt o salată în vizere în acesta. În rest, sunt multe crescere la anumare, ca și comparație, 2015 și-a fost 1,6 miliarde de bani europene, ajungem aproape la 2 miliarde în 2019. Studenții în acest an la anumare. Acesta este chestia foarte bună. Dacă piața este deschisă și a făcut un mare efort pe piața am deschis locul pe piața europeană. Am reușit să deschid piața turcă la carne de vită și la copii de vin. De aceea am avut o vedere cu un loc de afaceri din Turcia care vrea să cumpere junici, vizele, din zona de munte. Am spus special că acolo e vizele, acolo este cea mai bună carne din Turcia, este flora, zona de afaceri și multe, deci se orientează la oameni de afaceri și o dată deschide piețele sunt pe prețurile de persoane. Cum se vin actualmente oaia la 6-50 de mii, cel mai bun preț așa, e foarte, foarte jos și prețurile de recomandate, după toate calculele, trebuie să fie la 10 lei pe kilogram în vin. Deci sper, cred că piața scurtă de vin, după ce am deschis atâtea piețe, și, în sfârșit, toți pregătirile noastre să trăiască cât mai bine. Eu vă mulțumesc, mă felicit pentru aceste evenimente și sper că începând din acest an, situația din dreptul romanilor și a pregătirilor să fie mai bine. Mulțumesc și mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru! Acum, mulțumim, domnule președinte, al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricole de România, domnul Laurențiu Baciu,
privind o mai bună desfășurare a activității în sectorul agricol. Raza și amintirea de câteva, simplificarea acelui ori de 690 privind declarații la APEA, se lucrează și am înțeles săptămâna trecută că activitățile finalizate modificarea legii 610 văzând privind vânzarea terenurilor. Au luat inițiativa care a luat-o la PAU și care s-a oprit undeva la Comisie de Bugete Finanțe este că a reușit ca prin niște bani la noi și să plătim accesa la majorie. Dar vreau să vă mulțumesc, domnului senator, că a trecut această inițiativă și a luat și un număr considerabil de voturi din Comisie. Sper să aibă și finalizare, mai ales acum la spatul târgului, cum se spune. Ați face un lucru extraordinar pentru fermieri, dar i-a scutit un efort financiar. În rest, ce vreau să spun este că mai sunt multe de ordonat, mai sunt multe propuneri de rezolvat. Fondul mutual care nu mai reușește să se nască. Vă mulțumim dacă iese, să vedem și ce fondul iese. Dacă ești funcțional, cum ai ieșit de copii prima oră, dar nu s-o tot e implementat. Sper să rezolvăm și cu problemele care le avem încă la Ministerul Finanțelor. Am rămas doar la o stare de profesiune, mai sunt două luni de zile și dacă nu reușim acum, nu mai reușim niciodată. Pentru că toți dintre dumneavoastră, pe care la fermier, suferiți activitatea dumneavoastră de foarte multe incoerențe în ceea ce privește aplicarea legii. De multe ori abuziv asupra fermierilor. Abuzuri pe care le-au recunoscut, inclusiv conducerea Ministerului Finanțelor, și care ne-au propus că le vor rezolva. Nu o să vorbesc mai mult cum sunt obișnuit de altfel, și așa timpul este mai târziu și rămâne să vă doresc un an mai bun. Suntem deja la jumătatea anului, toți dragii mei, sperăm totodată ca Ministerul, prin conducerea domnului Achim Eminescu, din timpul care eu mai rămas, să dea o formă cât de cât acceptată pentru noi fermieri, dar toate problemele pe care nu ne-am mai avut de rezolvat. Vă mulțumesc și vă mulțumesc. Mulțumim, domnule președinte, și pentru dumneavoastră. În timpul unde mai avem nevoie, va ține directorul Marca de la Nicola Marcă. Mulțumim! Mulțumim!
domnul director al Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Bacău, domnul Mirza Curoi. Domnule ministru, domnule senator, domnule vicepreședinte, domnule subprefect, domnul șamar, doamna Cizacan, să ne așteaptă în expoziție. Vă rog că să-mi dați voie să facă câteva aprecieri în ce privește amabilitatea dezvoltată de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură în anul 2016. Nu a fost așa cum spunea domnul ministru, un an foarte ușor, atât pentru premieri, cât și pentru noi, salariați la Agenția de Plăți. Dar prin tot coordonare și înțelegere din partea premierilor, a reușit ca în această dimineață să se finalizeze la plata care premieri. Așa cum spunea domnul ministru, mai sunt câteva premieri, convocați mai multe criterii, dar procesul este extins în negativ. În ce privește agricultura, spunea cineva că pădurile este rolul la urmă, iar fundurarea este rolul tuturor. Este, în acest punct de vedere, că tema agricultorii este un inimitor profesional. Credeți că persoanele care trebuie să asigure sănătatea pământului, fiindcă sănătatea pământului se vede în sănătatea oamenilor. Asemenea, posibilitatea mea de a avea noi tehnologii, de a lua contact cu noi femeie și așa de organizarea mea de interpretare. Doresc succesul la expozanților și să lase din nostru. Mulțumim! În domnul Mare de Vinte, domnul Vicepara, Municipului Bacău, domnul Dragoș Stefan. Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Felicit pentru organizatorii pentru acest eveniment. Salut prezența domnului ministru Achirii Mestrii de la Cot, prezența domnului Cercetata Alex Bașu. Vreau să vă transmit în partea de vice primar că autoritatea locală este alături de astfel de evenimente. Vom zice și mie și vom fi procurorul activă. Vreau să salut producătorii autoritori, vizorii de echipamente agricole. Vreau să salut și să felicit câțiva premieri de tot care au astăzi aici, pe domnul Chiriac, pe domnul Popa, pe premieri pe domnul Baciu, pe premieri care au mai ciste pe domnul Baciu. Iar eu așa a fost pe premieri la patru. Dar astăzi, ce ce mai mar, vreau să se poate de aici și între femenie, încercați sprijinul meu. Se permanență, doresc succes și poate mai multe de această mai multe. Să țin să vă mulțumim, domnule vicepreședinte. Îl invit pe domnul Gheorghiță Marius Gabriel, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, domnule ministru, domnule senator. Înainte de toate, eu
palatul Bufinesc și felicitări tuturor participanților la acest eveniment. Mulțumesc și mult succes! Bună ziua! Este o ocază de totul și totul specială, pentru că la acest sfârșit de săptămână ne găsește pe noi locuitor de județului într-un context foarte favorabil pentru ceea ce înseamnă agricultură. Să nu uităm, ieri s-a lansat un proiect extraordinar, este vorba de răzbunirea familiei a fondului monetar. Acolo s-au pus bazele unei cooperări între 16 unități administrative proiectare. Și astăzi suntem de partea cealaltă aspectului agricol, când fermierii de la Deaz și Cunii s-au reunit și sunt auzicele acestui proiect. Avem de față un moment în care, în urmă cu câțiva ani, nu putea posibil. Agricultorii s-au reunit și au început să înțeleagă că forma asociativă este cea mai bună formă de dialog cu autoritățile. În momentul în care ei s-au organizat, autoritățile au deschis dialogul. Îl avem aici pe domnul ministru, avem de asemenea și Senatul României, reprezentat din persoana domnului Ioana Șuchea, oameni care au avut contribuții importante în anul 2016 pentru tot ceea ce înseamnă agricultură. Trebuie să recunoaștem că în istoria omenirii, fermierii au fost primii antreprenori. Ei au semănat pământul, au muncit, au investit sudoare și speranță și după aceea au cunesc. Nu întotdeauna a fost cel mai bun rezultat, dar speranța și energia i-au făcut să perseverenteze. Și după aceea am ajuns ca astăzi să avem cele mai multe invenții ale secolului 21, considerate la nivel mondial ca fiind cele mai importante din domeniul agricol. Vă felicit pentru că ați reușit prin acest lucru să îi aduceți față în față pe fermieri cu producătorii de utilaje agricole, astfel încât povestea de succes să continue și pe viitor. Suntem la început, dar asta nu înseamnă că nu vom avea succes. De aceea vă doresc să vă întâlniți de-a lungul timpului, să reveniți din ce în ce mai puternici și să nu uitați că în istoria lumii, cândva, prețul grâului se fixa la totul din trăiect. Sperăm să fim cât mai aproape de un astfel de moment. Mulțumesc organizatorilor, îi felicit și le doresc tuturor, fermieri și asociați, încredere și succes pe mai departe. Mulțumim, domnule Sucrăță! Doamnelor, domnule ministru, bine ați venit în Padău. Sunteți unul dintre miștii agroactivitate, eu apreciez mult în CV. Și eu vreau, din tot sufletul, și cred că sunt asigurul tuturor, să faceți parte și din viitorul Guvernului George. Pentru că vreau să faceți, apreciez activitatea dumneavoastră, dar la par, apreciez inițiativele unei pe care aveți, și care veniți în fața comisiilor de specialitate în Parlament. Și credeți-mă că și pe viitor, scurtul mandat care m-a mai rămas, vă asigur de treabă la disponibilitate. Domnule director, felicitări, colegul Bicor, pentru această fost eveniment. Deja a devenit o tradiție pentru regiunea Moldovei și mult succes în continuare. Domnule superprefect, spuneați-vă o vizită în sată, pentru că
Deci suntem undeva pe drum bun. Doamnă doctor, lucru pe care știți deja și m-aș vrea să fac o recomandare. Acum de afaceri și pe senator, investiți în agricultură. De ce? Pentru că agricultura trebuie un business extraordinar în România. O cifră undeva la 25 de miliarde în ultima creștere anulea. Și, bine, pe formul unor condiții climatice deosebite, pe formul unei creșteri a măsurului și pe domenia sale a revoluției mai bună a profesorilor, credeți-mă, este oportun acum să investiți în continuare în agricultură. Acum, singura problemă, toată lumea a vorbit acum despre marea problemă pe care ne confruntăm și această polarizare a terenurilor. Suntem un nou loc cu idei în Uniunea Europeană, ca și grad de polarizare a terenurilor, după Marta și Chico. Eu apreciez această inițiativă, această subvenție pentru cei care se asociază, dar din câte am înțeles, nu au fost întotdeauna sau nu și-a atins efectul lui, iar efectul invers. Și cred că domnul Laurențiu face o pasă mi-a confirmat aceste lucruri. Deci, rugămintea mea este să vă rog cu cei de la APIA să vă învățați atenția acestui aspect. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc mult succes în activitatea pe care o să și să deschidem cu ceva mai
Agricola Internațională.
Da, iar brățările tot așa, sunt pierduse de prețioase din tot. Și apropo, o zi bună, trebuie. Dacă vreți să povestiți despre Vadea Cârțan al Bacăului, am inițiat această deschidere pentru a face icoane, o mulțumire ce i-a Domnul Dumnezeu pentru miracul care l-a făcut în casa mea, soția mea fiind operată de cancer la sân, am fost cu ea internat în spital la Torino un an și 8 luni, atât m-a rugat să o scăpe, să o salveze, vedeți, este aici în fața dumneavoastră, iar ieri a fost ziua persoanelor care au scăpat de cancer. Această cale, din toate persoanele, credinți să nu abandoneze, să susțină această cauză. Din clipa când am fost convinși că analizele sunt foarte bune, în genunchi, într-o biserică, se cheamă, acolo peremântul Vasii Domnului din Bacău, mi-a venit o energie spre a face icoane. Ziua următoare nu am avut material. Pentru mine această icoană este sărbătoare de minuni. Este prima, după cum se vede, este datată, pe care nu voi străina din casa mea niciodată. Iar voi face icoane toată viața, câte zile voi avea, indiferent dacă voi vede sau nu. Pentru mine, tot ce se vede aici sunt făcute în timpul cât nu aș făcut nimic, dacă nu mă ocupa de această lucrare, nu se vedea ce fac. Cu icoanele mele am ajuns la Torino, am lucrări ajuns la Roma, în Anglia, Spania, Franța, nu fac laudă, dar lucrările mele au binecuvântat casele tuturor persoanelor care au avut ocazia să mă cunoască sau să îi cunosc. Nu este nimic întâmplător, persoanele care astăzi le-am întâlnit aici, sunt sigur că le voi întâlni mai departe. Iar pentru domnul ministru care ce a spus, eu cred, cu ocazia că eu am călcat în această locație, agricultura noastră se va schimba și voi da un pronostic al agriculturii românești, va merge atât de bine că românii vor mânca cu acest linguroi cu linguriță, ca până acum. Speranță, credință și nu cu curând cu munca, vom depăși toate de cazuri. Vă mulțumesc că ați spus de asta. Tot ce vedeți sunt făcut de o sumă de zi. Aici, plus donații, cadouri, am peste 115 icoane donate. Doamna Ștință, să aveți sănătate! Iar Joița este, după un model din zona Oraița, dar făcută stilul meu, pentru că cuituitorul și fotografia pe care eu fac, este numai un sufăr de la Dumnezeu, care nu cred că am mai văzut la după. Dumneavoastră, dacă aveți ocazia să filmați în alte modalități, vă rog să dați o imagine și mie ca să o compar cu oameni. Da. Priviți! Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate! Îți dumneavoastră! Thank you.
ați venit astăzi? Frânză de oaie în fază de drag, frânză la burduf, caș, cașul este de la tevat și pentru că în perioada asta nu se mai pun oile și nu mai avem producție frumoasă de astă vară. Ce să vă mai spun? Sper să vă placă produsele noastre, vă așteptăm să le degustați. Mulțumesc! Chemați cu noi, noi cu prietenii noștri. Băi, nenea, și eu nu știu ăsta, hai să luăm de parma plăcă. Deja le și firma. Am să le facem treaba. Asta e rolul mă smerie, se va prinde în opță. Că greșit sau că face tot cum spune. Da, una, una, separat. Mi-am dat cu o mulință de bun.
Ia nici. Președintele acestei întâlniri, domnul ministru Achim Ilunescu,
dar desigur atât domnul președinte Laurențiu Coace la parc, cât și domnul Vasile Aichimai sau domnul Dițu Burui sunt invitați să intervină și să modereze această întâlnire cu dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Încă dacă să mă înțelegea și ne-am găsit, sigur, județul Bacău are o calitate importantă, aveți producători mari, care numiți agricola internațională Bacău, sper că alții nu se supersizează. Este prima care vine în minte, cu experiență nemărată, cu cele cu sala de sigur, care ne-am strădit la Bruxelles, când am reușit să... Eu personal să trasez harta asta, încât să cuprind toți producătorii de sala din România. Sigur că, așa ca personal, ca să vă spun, sunt de la agricola, s-am pus de unul dintre cel mai, să vă zicem, mai mult către această cinci producători, sunt cinci producători de sala din România, deocamdată. În altă ordine de idei, sigur că eu, ca agricultor, puteți să vă încurajez foarte mult să înveți la agricultură, să, chiar dacă sunt situații conjuncturale când nu merge foarte bine într-un anumit sector și am avut carnea de porc, criza carnei de porc, în Uniunea Europeană și s-a reflectat și în România, criza în sectorul fructelor pe care nu s-a simțit foarte tare în România, dar totuși s-a resimțit, și criza sectorului lactatelor, a laptelui, în primul rând, cu reduceri masive de preț în sector, mai ales la producător. Sigur că așteptăm de la Comisia Europeană un pachet de măsuri pentru a preîntâmpina aplicarea practicilor neloiale. Este vorba de faptul că de multe ori și vă dau un exemplu în alt stat, ca să nu vorbesc de România, s-au înregistrat reduceri de preț masive de 44% la producători, la consumator nu s-a resimțit decât o reducere de 11%. Cineva pe lanțul alimentar își crește profitul foarte mult. Și aceea sunt și observatorul european al laptelui. Sunt, sigur, și remarci ale președintelui Comisiei Europene, Juncker, care a zis e greu să acceptăm că un pahar de lapte costă mai puțin decât un pahar de apă. Deci, repet, sunt situații conjuncturale, dar, pe de altă parte, absolut toate previziunile pe termen mediu și lung spun că agricultura este cea care va rezista progrese semnificative, inclusiv, sigur, am mai spus-o și imediat s-a speculat că ministrul vrea creșterea prețurilor, că ministrul spune că o să crească prețurilor. Nu, este vorba de creșterea prețurilor la alimente în contextul unui viitor mai îndepărtat, 2050, când se apreciază că va crește cererea de alimente la nivel mondial cu 70%. E România pregătită să producă cu 70% mai mult decât produce astăzi. E o întrebare la care dumneavoastră să răspundeți și orice creștere a cererii rezultă într-o creștere a prețurilor. Deci, eu am spus, cine va produce în viitor hrană, va avea aur. Sigur că România are o capacitate foarte mare de a produce, dar din păcate încă nu profită la maxim din acest potențial. E un cuvânt care chiar mă enervează de ani de zile. Discutăm de potențialul agriculturii românești, dar unde este acest potențial? Pentru că dacă vă uitați la comerț exterior, import contra export, în general suntem undeva cam la 7 miliarde importăm, 7 miliarde exportăm, cu trecere pe negativ în contextul în care prețul la cereale, principalul produs de export, sunt ani care se înregistrează prețuri mici la cereale. Chiar și în acest an, din păcate, sunt prețuri destul de mici la cereale. Deși, la nivel mondial, a fost un an cu producții slabe și în toată Europa, de exemplu, la porumb se înregistrează producții slabe. Bine, principalii producători de porumb din Europa, știți bine, sunt ca suprafață României pe locul întâi și ca producție Franța și România trece pe locul doi la producție, pentru că, sigur, are încă fermieri care nu reușesc să fie la potențial maxim. Deci, cu alte cuvinte, sunt perspective bune
internaționale, pe de altă parte, sigur, sunt perspective foarte bune naționale, în contextul în care vă precizez faptul că dacă actualmente avem de plătit agriculturii cam 3 miliarde de euro pe an, buget național și buget european cam 3 miliarde jumătate aproape, deja în 2019 o să ajungem la 4 miliarde de bani europeni și 1 miliard de bani național, deci 5 miliarde. Spuneam și în pavilionul expoziției acolo, comparând cu bugetul Ministerului Agriculturii, care era doar de 300 de milioane de euro înainte de aderare, vă imaginați că actualmente am trecut bine de un buget de peste 10 ori mai mare pentru agricultură. Deci, eu să fiu de acord cu cei care spun că e un dezastru în agricultură. Pentru că toate aceste fonduri se văd în ceva. Poate dumneavoastră nu mai țineți minte, dar țin minte foarte bine, pentru că prima dată am fost în Germania, într-o excursie, în ghilimele, da, organizată de Ministerul German al Agriculturii. Am fost 20 directori din România, din toată țara. Și vreau să vă spun că priveam cu jind la expozițiile de mașini, utilaje și animale. Acum are și România astfel de expoziții și iată că în Bacău, nu doar în București, deci România a urcat foarte mult. Deci ne permite să organizăm. De ce vin expozanții de utilaje aici? Pentru că se cumpără. Deci nivelul s-a ridicat foarte mult și suntem, sigur, pentru tot o altă poziție decât cu, măcar cu 7 ani în urmă. Deci, agricultura s-a ridică cu fiecare an. Nu în ultimul rând, dar pe subiectul din direcție care se transferă. Eu nu mai știu să fie alt minister care se transfere către sectorul respectiv, către cetățeni, sumele pe care le transferă Ministerul Agriculturii. M-aș opri aici, sigur, că mine e foarte important, acum am vorbit și pavilionul expoziției destul de mult. V-am spus noutățile în ceea ce este subvențiile. Aștept de la această întrebări și vă promit că tot ce pot face, voi face tot ce este în putință pentru a reuși să ajutăm agricultorii să producă mai bine de calitate, să asigure piața internă, pentru că asta este primul scop și în al doilea rând, sigur, să mergem la export cât mai mult, pentru că un stat care nu își asigură producția și nu iese la export, nu există pe harta mondială a agriculturii. Vă rugăm, ridicați probleme, puneți întrebări. Dacă aveți, sigur. Dacă aveți? M-aș bucura să n-am, sigur. Sigur, pe partea dintre dumneavoastră... Ne vedem și ne-am văzut de multe ori în timpul acestui an. Ne auzim direct la telefon. Eu, în general, răspund, mai ales că știu altul e telefon. M-am înșurat, știm când mă interesa și nu le cunosc telefoane. Pentru că obișnuiesc să înregistreze de multe ori fără să anunțe. Da? Vă rog. Dacă mai sunt probleme, dacă nu. Mă bucur că nu sunt probleme. Domnul ministru, până și toată, curați colegii noștri să vă pună ceva întrebări. Aș propune atenției dumneavoastră o problemă cu care ne confruntăm de ani de zile. Problema formelor asociative în agricultură. Deci noi am organizat la nivel de Bacău, cred că mai mult de jumătate de județ, din localități de județ, au asociații. Avem cooperative în jur de vreo 10-15 cooperative. Toate sunt nefuncționale. Aș dori, dacă este posibil, ca membrii care fac parte dintr-o formă asociativă, să beneficieze de ceva. Acel ceva care ar fi destul de simplu, oamenii când depun cereri la APIA, să poată depune forma asociativă, fără a mai trece om, pentru că la primării este o nenorocire. Stau la coadă, se mulțesc, deci alții nu știu să-și determine pe hartă. Deci sunt probleme deosebite.
În momentul în care ar fi în formă asociativă, asociația se ocupe cu operativă, știu eu, indiferent de această formă. Și atunci, ușor, ușor, toată lumea intră în aceste forme asociative, să le facem funcționare. Prețul în agricultură pentru fermier este cel care există la ora actuală. De ce? Procesatorii prin două telefoane s-au pus de acord cât oferă și atunci omul forțat de situație, fără a avea cineva să reprezinte, dă produsul cu care se oferă la timpul respectiv. Eu, părerea mea, care am tot cam am încercat și am spus, domnule, e bine să ne organizăm. Bun, am făcut cooperativă acum 10 ani și la timpul respectiv, chiar am avut intervenit și la domnul prima cooperativă am făcut-o la Rechitișul, deci Ceaușescu nu a reușit să facă cooperativă, zicând că vor accesa niște fonduri. N-au avut nicio vocație la fonduri. Când nu vă ziceam la asta, la unitățile bancare, ce are cooperativă, despre ce este vorba. Adică să simtă omul că se eliberează de un loc. Și cred că cel mai simplu ar fi depunerea cererilor la avie. Sigur. O să vă spun că în acest an, prin actul legislativ pe care l-am adoptat, am reușit să punem, pentru că anul trecut se scosese de la subvenție asociațiile și cooperativele, știți bine, era o absurditate ca membrii cooperativei să participe cu mijloacele lor la cooperativă. Sunt multe de discutat aici, pentru că îmi imaginez ce s-a întâmplat dacă domnul Popescu, numele asociației, va depune cererea de plată și ar lua eventual tot el suma să împartă la ceilalți. Pentru că s-a întâmplat cu asociația acest lucru și de multe ori banii n-au mai ajuns la membri. Deci trebuie să, sigur, eu sunt de acord cu propunerea noastră, numai că să o filtrăm foarte bine, să ne asigurăm că, repet, nu se întâmplă ce s-a întâmplat pe alte domenii. Pe de altă parte, asociațiile, uitați, permit un avantaj foarte mare pe care eu atunci când am reintrodus în legislație a fost principalul motiv. De exemplu, sunt fermieri care au 2-3 vaci și nu sunt eligibili pentru sprijinul cuplat. Dacă ai 2 vaci, nici măcar pentru ANT, pentru Ajutor Național de Tranzit, și atunci ei nu beneficiază de niciun sprijin financiar. Asociindu-se, asociația în numele lor poate să depună, pentru că acolo se netește numărul de animale. Deci un aspect care m-a determinat pe mine să reintroduc în legislație posibilitatea ca și cooperativele și asociațiile să poată face aplicații. Dar, pe de altă parte, în acest an, vă repet, am adoptat o mulțime de măsuri, zic eu, care permit totuși asociațiilor și cooperativelor să profite de acest statut. Spre exemplu, pe măsura 4.1, știți bine, s-a introdus posibilitatea ca o cooperativă să beneficieze de 90% sau o asociație de cooperative, mai exact. În altă ordine de idei, am cerut Comisarul pentru Agricultură să fie de acord ca și pe măsura 4.2 procesarea să ne permite să mergem până la 90% pentru cooperative, asociații de cooperative. Și, din păcate, aici nu a fost de acord, dar eu sunt căpost de fel și la Consiliul de Ministri de luna trecută am reiterat această solicitare și o să-i bat la cap până când, în sfârșit, o să accepte. Pentru că nu văd de ce trebuie să facem distinție între 4.1, care e vorba de măsuri pentru achiziții utilaje și mai departe pentru producția primară, iar 4.2 este pentru partea de industrie alimentară, procesarea. Sigur, am avut și sugestii că stai lumea liniștit, că Uniunea Europeană nu vrea ca România să facă procesare, nu are o glumă. Așa s-a convenit la vremea respectivă, dar chiar dacă e mai greu de schimbat un regulament, se poate schimba. Și acum chiar am discutat, spunem, un regulament omnibus pe mai multe sectoare, în care am, repet, am reiterat această posibilitate de a introduce cooperativele și asociațiile și pe măsura 4.2 procesarea. Deci, sunt multe încă de făcut și eu aștept sugestiile dumneavoastră, pentru că numai așa putem să îndreptăm multe lucruri sau să aducem profit cât mai mare agricultorilor noștri. Mulțumesc, domnule ministru. Despre asociere, că mai mult ar putea vorbi eu, e adevărat că e o mare problemă în ceea ce înseamnă asociere.
Și asta să nu se supere nimeni pe mine, dar cred că și dintr-o lipsă de cunoaștere, de interes, de informație. Și parcă este blestemat românul totdeauna să, când apare o idee nouă, să tragă o altă concluzie că ceva aici nu e curat sau cineva are interes. Este foarte adevărat că problemele dumneavoastră a fermierilor nu pot ajunge la un for superior decât pentru o organizație. Că ce ar fi acum la ușa ministrului să fie 1 milion de fermieri cu fiecare problema lui. Oare aceste probleme fiind monitorizate la nivel de organizație pot ajunge foarte ușor la oficialității. E adevărat că lipsa informației aduc pierderi foarte mari în rândul fermierilor, dar nu realizează. Și mai e un lucru foarte curios. Nu am văzut fermier să-și facă următorul calcul. Ce aș câștiga dacă aș fi bine informat? Și bine informat poți fi de către o organizare care are un anumit aparat și care îți aduce informația în fiecare secundă când apare, așa cum e la PAN. Și alta e că, la voia întâmplării, faci tehnologii, la voia întâmplării vinzi, din lipsă de informații, accepți prețul care ți-l dă ăla care îți bate la poartă și constant, după ce ai dat marfa, că tu deja vecinul tău care a fost mai bine informat, a luat 2-3 bani sau 10 bani mai mult decât tine. Niciodată nu și-a făcut un fermier socoteala ce înseamnă 2-3 bani la cantitatea care o are. Când te întreabă, ce e obligația? Păi, obligație să plătești o cotizație, care o stabilește adunarea generală, în funcție de necesitatea organizației. Trebuie orice, numai cu bani funcționează. Și cât ar înseamnă? 30, 40, 50, 100 de euro? Nu v-aș putea spune. Cum atâția bani, dar faptul că el pierde 100, 200, 300 de milioane la o vânzare de produs, aia nu înseamnă nimic. Și pierde de lipsa de informare. Și vă dau un exemplu și eram cu doctorul Nițu aici, că știți pe cine e vorba, un vecin de-a mea. Vendea aceeași marfă la același beneficiar ca și mine. Și a fost nevoit să vină să cântărească la mine, că eu având cântare. Constat că în loc să-mi dea un telefon și să mă întrebe, măi, cât vinzi? A trecut și a luat cu 10 bani mai puțin ca mine. Și cum a avut 1000 de tone, a pierdut, pentru că nu a dat un telefon, a pierdut 1 miliard. Un miliard care în loc să intre în buzunarul lui, a intrat în buzunarul șmecherului care a venit cu mașina. El a pierdut 1 miliard, dar ca să dea 10 milioane sau știu eu, 5 milioane la o cotizație, i s-a părut foarte mult. Pentru că suntem pe o piață liberă. Fiecare vrea să vândă cât mai scump, să cumpere cât mai ieftin. Asta o știm. Acum și din vina, știm noi apoi, oficialităților care am reușit prima dată să ne vindem spațiile, să-l vindem. Dacă vindeau, chiar eram bucuros acum, că am luat un bat. Dar nu au vândut nimic, le-a dat pe degeaba spațiile depozitare. Și acum foarte mulți fermieri sunt îngrădiți, n-au un control și trebuie să înceapă recoltatul odată cu având tirul. Nu începe până când nu are tirul cap total, nu are. Dar asta îl costă și îl costă enorm. Am întâlnit foarte mulți, cel puțin acum de 5 ani, de când sunt în fruntea lor, am cred că mii de cazuri în care și-au bătut joc cine a vrut și cine nu a vrut de ei. Dar de lipsa de informație.
Și tot noi românii, noi fermieri, și asta era și pe timpul când lucram la stat, mă, avem o problemă. Eu m-am descurcat. Eu sunt descurcăreț. Și nu-i spun, nu mă informez, nu mă duc să discut cu vecinul. Păi, cum facem? Cât e aia? Cât e aia? Nu. Eu tac lungul. Ai bine că m-am aprofesionat eu. Te-ai profesionat, dar mai spun. S-o bine că am vândut eu. Ai vândut? Dar prost. Deci vina, până la urmă, nu este a nici autorităților, că nu poți veni să te vorbeze. Îi poți veni cu strategii agricole, cu politici agricole, au alte meniere, dar nu de a te organiza. Și nu, odată, prin organizații, chiar aici, în Bacău, cei care erau membri la PAR, acum 3-4 ani de zile, făceam aprovizionarea cu pesticide în bloc. Și vreau să vă zic că în bloc, când te duci să negociezi în bloc, fugeau procente de discount în jos, de nu era adevărat. Nici nouă nu-i venea de ei. Dar același lucru se poate întâmpla și la vânzare. Că una e să mergi să negociezi cu un trader mare și să spui, băi, eu am 10.000 de tone de floarea soarelui. Și alta e să zici, am și eu, nu știu dacă un cruntier. E altul preț. Și și normal, și eu dacă aș fi în locul lor, tot la fel aș proceda. Și se pierd bani, se pierd, și numai noi pierdem banii producători din lipsa de informare. Nu vrem. Avem așa noi o problemă. Dacă și acum mi se pun niște întrebări care, credeți-mă, că nici nu mai pot răspunde. Adică sunt atât de nevinovate, parcă acum a ieșit din copacul lor. Și asta din lipsa de informație. Îi se cumpără carne la către, a ajuns carnea de oaie la colegul de la Botoșan, știi? Mi-a trimis un client și îmi dădea pe kilogramul de carne de oaie. Îmi trebuia 4 kg de carne ca să cumpăr 1 kg de fasole. Deci că e aici s-a ajuns. Apropo de ce vă spunea domnul, că n-am unii să duc reforme și unii de aia. Da, e o mare problemă, nu știu să Bacău. Nu avem unde sacrifica animalele. E o mare problemă. Avem un singur aici în zonă, un singur abator care își permite orice. Adică, ți-l iau dacă vreau, îți plătesc cât vreau, și îți plătesc și când vreau. Din păcate. Iar eu sunt un exemplu. În sensul ăsta. Adică s-au ajuns la noi producători, au ajuns niște prețuri care n-au nimic comun cu realitatea. Deci n-au nimic comun cu realitatea. Toate s-au dus, toți au ieșit și au pe toate posturile și au devenit eroi prin acel scăzământ de TVA, la produse agricole, dar în timpul ăla a scăzut și prețul de achiziții. Dar să la un moment dat porcul la 3 lei. Lucru care nu s-a întâmplat în... nu s-a văzut în supermarket. Și eu și atunci, și acum, și tot timpul, am susținut că lucrul nu e normal și nu e. Susțin în continuare, chiar dacă o să-mi găsesc destul care o să mă înjure, dar nu e posibil. Vreau să vă spun că prețul la carnea de porc sau de vită este de 2 ori mai mică decât în 2004. Pentru mine, 2004 e un preț de referință, unde carnea de porc era 8 lei, 10 lei în viu, și carnea de vită era 60 de mii, cum erau atunci, de 6 lei. Cât e acum? La jumătate. Păi nu se poate. Inputurile toate au crescut și dacă ați văzut că inputurile cresc, fără să țină cont de nicio realitate. Realitatea mă refer la prețul de achiziție. Pe raft iar nu se vede, domnul ministru, pentru că credeți-mă că chiar dacă
autorități, vorbesc cu unele și știu de ce spun unele, se străduiesc să, știu, să scoată niște acte normative care să îmbunătățească cât de cât situația producătorului, efectul nu prea se vede în, în piață. Mergeam acum două săptămâni să beau apă minerală dintr-o supermarket. Și vreau să vă spun că special m-am dus, tot soția să ia apa și eu m-am dus la, la sectorul legumii să vedem dacă găsesc ceva românesc. Și din produsele care le aveau acolo, le-am reținut, erau roșii din Spania, morcov de Austria, încă ceva conopie de nu știu și de Cehia, dar nimic românesc. Și de-a lungul timpului au circulat și circulă în continuare, că toți o fac pe deștepție, circulă fel de fel de legende, cum e, cum e, cu piața asta europeană, cu prăjel. Nu, ăia au venit în România și mi-asum răspunderea să-și vândă produsele lor, nu al nostru. Pentru că eu, și iar am un martor aici de doctor Nețu, produceam 5-6 mii de tone de cartofi. Acum, pentru consum propriu. De ce? Nu mai am piață. Dacă atunci reușeam să-l livrez până la, la 1 decembrie 6-7 mii de tone, acum nu reușesc, chiar ieri aveam am 20 de tone și spuneam, cui îi vând? Deci eu am ajuns o problemă, cui îi vând? Și așa se întâmplă cu toți, nu că n-am avea potențial, domnul ministru. Chiar în ultima vreme s-au dezvoltat exploatații agricole care reușesc să facă performanță și pot sta în fața oricărui fermier de afară. Dar noi avem o problemă și cea mai mare problemă cu desfacerea. Producem și nu avem cui vindem. Sau dacă vindem, vindem la prețul de nimic. Pentru că iară poveștile cu eu de afară că e mai ieftin, nu e adevărat. Deci nu e mai ieftin. Dacă e mai ieftin, înseamnă că e mai proastă. Pentru că inputurile sunt la fel și la noi și la ei. Și prețurile de costuri sunt și la ei ca și la noi. Dar una este porcul de la mine și alta sunt la 23.000 de kilometri din, din Spania. Și atunci ceva este la mijloc. Ce? Calitate. Pentru că noi nu vrem să ne ducem prea departe și să ne aducem aminte că e acel embargo către Rusia și unde sunt depozite imense în Europa care celelalte țări, spre deosebire de România, au avut grijă de exploatațiile agricole ca să nu moară. Și le-au preluat carnea și au depozitat. Știți prea bine că prin refrigerare prea mult nu ține. Oricum, e scară din, din calități. Și atunci vine la un moment dat ziua scadenței când acele magazine trebuie liberate. Da? Și ar trebui să le ducă, să le distrugă. Dar avem băieții deștepți din România care, pe gratis, le eliberează magazinul. Că altfel nu pot explica un raport al Comisiei Europene din luna februarie, îmi spunea că carcasa de vită era 3,80 euro. Carcasa. La un raport al Comisiei Europene. Păi și cum ajunge în România carnea pe raft la 3 euro? Nu mi-e spune. Ca și cum dau importatorii impresia că ei cumpără de degeaba, că așa sunt ei și le-am găsit mai ieftin. Mai ieftin nu cum să fie, pentru că aceeași carne despre care vorbim, pe, în magazinul din Belgia, spre exemplu, eram la Bruxelles, era între 8 și 10 euro. Și ministrul poate confirma că bănuiesc că a folosit acele carte de Dumnezeu aprovizionat. Între 8 și 10 euro. Și aceeași carne vine la noi cu 3 euro. Fiți convins că nu era de cea mai bună calitate. Dar am devăgat de la una la alta, pentru că problemele sunt foarte multe și multe se întâmplă din cauza noastră. Pentru că nici noi n-am fost, vorbesc de asociații, nu am fost mai hotărâți în inițiativele noastre, nici oficialitățile nu și-au făcut datoria. Și chiar mă uiteam acum câteva zile la cineva de la Protecția Consumatorilor din post de televiziune care a zis, domnule, noi suntem foarte operativi.
Adică, ce ați venit la noi, ați făcut o reclamație și nu v-am rezolvat-o în 30 de zile? Era foarte garantor, nu? În 30 de zile. Păi dacă eu sesizez acum că ăla vin din Mortăciunea, tu vii peste 30 de zile să vezi dacă e adevărat? Deci sunt instituții, și nu se supere ministrul pe mine, dar sunt instituții care, în afară de a-și urmări cardul, nu fac nimic. Și aia nu a dus în situația asta. Pentru că noi nu ne facem treaba. Nu pot să cred eu că un stat nu este interesat de câți bani circulă marfa la el prin țară. Doar de acolo își ia dreptul bugetul. Că lucrul ăsta nu se întâmplă în alte țări și iar dumneavoastră știți prea bine, nici nu puteți spune prea multe, pentru că ați mai spus dumneavoastră și ați văzut că nu fiu fost bine. Pun condițiile statului. Păi în situația în care tu circuli cu prețuri mai mici decât bursa de la Mativ, eu ți-am ridicat licența de export. Și te duci și faci comerțul de vrei tot, dar nu în țară la mine. La noi nu. La noi spuneai ce-i face. Și așa cum spunea domnul Etimoni, da, ăia când două telefoane, o stabile prețul. Și acum să spuneți care sunteți agricultori de aici, dacă dăm telefon acum la 5-3 de cereale, toți sunt la același preț. Deci, ei sunt hotărâți. Mă rog, probleme sunt mult mai multe, dar poate cu timpul o să mai... Aș ruga, domnul ministru, avem în sală un grup de medici veterinari de la Bacău, care au ceva probleme. Avem, dacă toți ținem cont de reorganizarea direcțiilor agricole, avem direcțiile din Moldova, de la direcția agricolă în care iar vrea să pună întrebări și știu că, cred eu că, dacă nu mai ținem mult conferința, e să faceți un dialog cu ministrul, atât cât îl aveți aici, ca să vă poată lămuri. Vă mulțumesc. Și o completare la cele spuse de domnul Baciu, invit și reprezentanții mass media să pună întrebări. E o întâlnire deschisă tuturor. Mulțumesc. Numai 30 de secunde vreau să intervin. Într-adevăr, în România, nivelul de asociere în agricultură este destul de redus cu repercusiuni negative asupra activității și chiar productivității în agricultură. Cred că ar trebui urgentată elaborarea acestei legi privind cooperația în agricultură, fiindcă în toate țările vest europene, cooperativele sunt cele care asigură inputul și ieșirea în producție agricole către aceștia de care speculează faptul că fermierii nu sunt asociați. În ce privește ceea ce a spus domnul director al Chimoaie, ca asociațiile să depună cereri la ea, din interior pot să vă spun că parțial este posibil, pentru că fermierul trebuie să-și asume niște angajamente prin propria semnătură. Dar asociațiile pot să ajute fermierii, membrii asociați, să-și completeze dosarul care le pune la APIA. Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Ionuț Aicioco, sunt directorul executiv al Direcției Agricole Covasna. Și legat de formele asociative, avem o problemă cu aplicarea regresivității la formele asociative, la cooperative mai ales, care au și lucrează pământul în comun. Deci se aplică regresivitatea și, de fapt, ei nu sunt stimulați să se asocieze în acest sens. Vă mulțumesc! Am notat să vedem ce soluții găsim. Și e o problemă reală. Am înțeles. Da, într-adevăr, pe măsurile de dezvoltare rurală, de exemplu, pe măsura 10, pe măsura 13, înseamnă că regresivitate la exploatații de peste 50 de hectare, peste 100 de hectare, peste 250 de hectare, scade procentul de finanțare aproape la 50%. Da. Domnul ministru, anul 2016 a fost un an bun, zic eu, ca și fermier. Eu cred că subvențiile au fost nesculătoare și aici vorbesc de sectorul zootehnic.
În continuare sunt probleme, așa cum remarca și domnul președinte Laurențiu Baciu, în ceea ce privește desfacerea. Noi am mai venit odată cu o problemă la dumneavoastră și de fiecare dată ați fost foarte atent la problemele noastre, ne-ați ascultat și acum vă manifestați această disponibilitate. Știu că nu prea ține de dumneavoastră pentru că, din păcate, ANSVS-ul nu este în subordinea Ministerului Agriculturii și este o problemă. Deja vedeți, la nivelul județului Bacău, un singur abator. Eu, la 750 de animale din fermă, orice aș face, am și cădere. Dar dacă am o dezmolexie, eu nu am ce să fac cu vaca respectivă, de cele mai multe ori, să o arunc. Nu exista înainte de 89 o fermă de animale să nu ai un punct de sacrificare. Asta vreau să spun, ca să câștigăm timp. Deci, am transmis deja colegilor, nu și dumneavoastră, dar la OEL deja am transmis, proiectul de ordine al președintelui cu abatoare mobile și puncte de sacrificare. Așa că am cel mai scurt timp să... Nu mai am secunde, că e un scandal de presă. Da, te rog. Da. Ok. Îl dau pe e-mail, dacă vă spune. Deci, e un scandal de presă în întrebări, să vă spun. Sigur că toți miști acum prieteni în țară, că asta e România. Este vorba de faptul că România va avea președinția în 2019, președinția Consiliului Uniunii Europene, și sunt obligații foarte mari atunci. Vă imaginați că doar la Consiliu sunt 28 de grupuri de lucru la care România trebuie să asigure președinția și vicepreședinția. Deci asta înseamnă că la o masă cu cele 28 de state membre trebuie să ai în cap un vesemnul român care să vorbească măcar una dintre cele trei limite de lucru la Comisia Europeană și instituții europene, vorba de engleză, franceză, germană, să vorbească la perfect și să știe sectorul perfect. Din păcate, Ministerul Agriculturii nu mai avem așa, foarte puțin capabili să răspundă aceste cerințe. Și atunci, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, am transmis în teritoriu, peste tot, un e-mail invitând toți care se pot califica punând anumite condiții. Cea care știți pe surse, că ne norocește de UNESCO, asta e presa România. Vrea să-și facă o echipă după ce nu va mai fi ministru. Și a trimis numai la niște bine de alături. E-mailul s-a dat într-un minister. Și acum sigur că presa va s-a plăsat. Asta e presa din România. Nu e niște bine. Vă rog. Da, revenitul la această problemă. Deci, scuze, deci în cel mai scurt timp, puncte de sacrificare și abatoare mobile, pentru că este exact cum spuneți dumneavoastră și mi s-a explicat de mai multe ori. Dacă un animal, o vacă, este șurub de picior, trebuie să o duci la ecarisaj, te mai și costă, nu poți să ții bani pe carne. Deci am înțeles perfect și dăm drumul la el și abatoarele se pot cumpăra mobile și pe fonduri europene. Deci e mare filozofie și punctele de sacrificare trebuie să fie chiar mai simple și mai ușor de rezolvat. Nu vom da drumul și sper să lumea să înțeleagă de ce și la porc. La vacă și oaie, la porc nu, pentru că este pesta porcină africană extrem de periculoasă care bate la ușa României, la frontieră. Zilele trecute am avut un caz în Ucraina, Brațuchilia. Deci, situația extrem de tensionată și sper din tot sufletul ca românii să înțeleagă, nu știu și aici am dat dispoziție să se interzică la micul trafic introducerea în România a salamului sau produselor de carne din Moldova și din Ucraina și iarăși am fost acuzat pe internet, pe Facebook, că vreau eu să nu mai intre din Est ca să aducă prietenii mei din Est. E greu să-ți imaginez că românii are imaginație și până la urmă m-am gândit așa ceva, asta e România. Sunt medic veterinar în mediul rural. Am două întrebări. Una pentru domnul Chiriac.
În ce măsură trecerea NSBSA la Ministerul Agriculturii rezolvă dânsului problema? Da. Adică înființarea de abatoare și... Da, am înțeles. Și a doua problemă, dacă îmi permiteți, sunt întrebat de crescători de animale, crescători mici. În mediul rural, știu eu, o fermă, două de 5-600 de animale la un județ. Domnul doctor, de ce vecinul meu pe 7-8 vaci, nu, eu dacă am 7-8 vaci, de ce nu iau subvenții și vecinul meu care nu mai are nicio vacă ia subvenții? Eu încerc să-i spun, stimate crescători, legea spune că dacă la 31 ianuarie 2013 dânsul le-a avut și le-a dat cu acte, le-a vândut ție, tu care ești crescător, nu iei, el ia. Du-te, domne, de aici, că tu fur curent, știi? Du-te, doctore, că nu e așa. Știți, sau ai tu vreun înțelegere cu celălalt crescător. Bun. Sau de la APIA spun, știți, du-te la doctor să-ți bagi niște animale. Sau du-te la doctor să-ți facă exploatație nouă. E adevărat, se poate face exploatație nouă. Dar dacă el are o singură gospodărie, eu ca medic, să-i fac exploatație nouă înființată, ar trebui să încalc legea. Ori dacă încalc legea, nu știu. Răspunderea este individuală, nu... Cam asta, nu știu, în ce măsură puteți, de ce nu reușim ca și stat să avem aceeași politică ca și la oaie și la capră cu subvenția la bovini? Pentru că în momentul de față în România, din punctul meu de vedere, numărul efectivul mare de animale se află la micii fermieri. Adică o vacă, două, trei, cinci, șapte, opt. Da, sigur... Vă răspund imediat. Haideți să luăm în ordine, în ordinea pe care ați avut-o dumneavoastră la adresarea mea. Sigur că a fost discuție mai multe dintre cea are sfârșeală a Ministerului Agriculturii, care a fost până în 2005-2006 la Ministerul Agriculturii. Și ideea care este, în momentul în care s-a inițiat în acest an și pe el a spus așa, vă imaginați că la Secretariatul General al Guvernului există 88 de agenții. Deci nu e normal. Trebuie să vă spun. Alo, vă sunt într-o conferință, dacă mă lăsați în 20 de minute și intervin. Pe proces pentru știa care a făcut pe știți proces să la sărăi, să la... Da, da, sigur. Din păcate, așa cum a dorit inițiat, el să treacă ASFSA-ul la Ministerul Agriculturii, cineva a avut alte interese și, cum s-a trecut, eu nu mă pronunț dacă trebuie să treacă sau nu, că aici sunt multe discuții. Ca să fie sigur că nu trece, a spus așa, ANSFSA se transformă într-o direcție deja la Ministerul Agriculturii, o mare prostie. Dacă s-ar fi spus, ANSFSA va trece ca departament cu secretar de stat, președinte, vicepreședinte, exact cum e forma acum, sunt convins că putea să treacă. Deci, cineva ar interes să treacă. În fond, responsabilitatea Ministerului de Veterinar constă în faptul că la Consiliul de Miniștri la Bruxelles, Ministrul Agriculturii răspunde de veterinar. Și dacă nu ai o colaborare bună, cum am avut eu cu domnul Butaru, care, deși l-am pus eu din prima zi, a fost cel care făcea declarații împotriva mea, asta este firea umană, acum devine rău cu domnul, la și ne înțelegem și ok, deci am o colaborare foarte bună, când mi-a spus să rezolvi problema abatoarelor bine, rezolvat și multe altele. A dispus controle. Nu vă spun că s-a avut în trecut un președinte care a dat dispoziție să nu se controleze nimic ce intră în țară. Așa, acea copie a notei pe care a dat-o domnul președinte respectiv și care este are de libertate, ca să spunem ce este, da? Deci s-au făcut și la dumneavoastră multe abuzuri și multe erori. Nu știu dacă mai trecă la Ministerul Agriculturii. Cei care fac, dacă îmi permiteți, cei care fac abuzuri, mi se pare normal să plătească. Absolut. Deși toată profesia. Să nu fie așa, da? Asta este. Nu comentez. Foarte important însă este ca sistemul veterinar să funcționeze și, din păcate, și la dumneavoastră sunt sincope în funcționare, pentru că nu suntem perfecți, mai avem multe de făcut până a fi câteva mai aproape de perfecțiune, să zic așa, dar, în general, situația este
bună, zic eu, la sănătatea animalelor. Numai în contextul în care ne avem la sud, în Bulgaria, în țările din Balcani, dermatoza nodulară, da, la bovine, și din fericire am reușit să evităm să intre în România, iar la nord, peste aproximă africană, dacă reușim și acolo, înseamnă că suntem performanți. Că peste aproximă africană poate să aducă pierdere de 100 de milioane de euro, de euro, de 100 milioane de euro. Am avut mari discuții, vă imaginați ce face România dacă intră această maladie și singura soluție este să-i omori toți porcii în zona în care a intrat. Trebuie să-i decarisez sau să-i îngroc. Ministerul Mediului nu vrea să-i îngroc, pentru că există niște lucruri. Chiar dacă regulamentul european crede de la astfel de variant. Dar sunt multe lucruri de spus, sigur, nu vreau să intru în... Vreau să solicităm inspectoarea unei a doua inspecții la animal din exploatațiile non-profesionale. Că atunci putem să stăpânim orice, să actualizăm baza de date, să vedem starea de sănătate a animalelor. Nu suntem de acord să se scoată vaccinarea anticărbunoasă la animale. Suntem pentru... Mai ales că avem focare de antrax în țară. Exact. Și oricând pot să reapară. Oricând pot reapărea și la 100 de ani. Adică... Și nu e o glumă cu... Da, mai că în ceea ce crește utilizarea fondurilor, trebuie să vedem exact că fondurile sunt limitate. Vis-a-vis de antrax, asta a fost discuția. Adică, haideți să vedem unde ne concentrăm cu banii. Imaginați-vă că la peste porcina africană, da, domnul, să nu intre în țară. Nu este mai ușor de a preveni, domnul ministru? Absolut, asta este expresia leitmotivul Uniunii Europene. Prevention is better than cure. Prevenirea mai e mai bună decât cure. Dacă distrugem tot efectivul din bovinii din cauza unei epidemii de antrax, cât ne costă? De acord cu dumneavoastră, dar sigur, ceea ce se sistemul veterinar are obligația să mă intereseze foarte atent și în cazul în care s-a întâmplat să apară undeva, sigur, ne bazăm și pe faptul că aveți deja o experiență dumneavoastră. Adică, repet, sunt și de dumneavoastră, probabil, medici veterinari care nu vă fac cinste, dar cei mai mulți veterinari și fac datoria cum trebuie. Sigur, sunt multe discuții de făcut pe... Dar am să revin la întrebarea domnului. N-am răsut numele. Este vorba de faptul că Ministerul și, sigur, există legislația europeană în ceea ce privește ceea ce se aplică la ovine și ceea ce se aplică la bovine, tot pornește de la istoric. Deci dacă vă uitați în istoria politicii agricole comune, pe care vă urmăresc din 92, foarte atent, a fost scheme de subvenții care s-au aplicat și s-au preluat în continuare pe la alte scoluți. Sau nu s-au aplicat niciodată. Deci porcul și pastele nu au avut niciodată subvenții, în afară de stocarea privată și restricții la export. Iar la bovine au fost scheme mai complexe decât la ovine. Și atunci, sigur că întrebarea noastră e firească, de ce nu se simplifică lucrurile. Sunt întrebat la rândul meu da, și... Da, 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 dar ce să vă spun, că este un fermier la Suceava, care a făcut și greva foamei, care are 70 de bani și nu știu de ce nu a fost înregistrate. Și când a văzut că subvenția este în Europa, a fost scandal face, că el nu-și ia 1.070, sunt 70 de euro, o sumă foarte bună pentru orice cetățean, normal să spunem, discutăm de cardare a lumii. În acest context, eu îl înțeleg perfect, dar eu, de punct de vedere sat, nu pot să fac nimic. Acolo unde am putut să fac, fiți convinși că am plătat toate soluțiile posibile și toate variantele ca să fac dreptate fermierului. Numai că sunt situații în care, ce să mai spun, că a avut 10 vaci, a fost eligibil. N-aș fi că dacă vinde o vacă, nu doar că pierde subvenția în anul respectiv și nu ține perioada de retenție, dar pierde, e penalizare pe următorii 3 ani. Și n-am ce face, asta e legislație. Eu nu pot să mint. Pentru că APIA, dacă minte, vine auditul european și când l-a găsit, cineva plățește. Este penalizat. Și APIA, sigur, funcționarea APIA, face orice este în putință să nu fie penalizat. Și e fie să fie așa. Noi dorim să întărim relații cu crescătorul de animale, dar această problemă se ne depărtează de ei. Chiar dacă facem toate eforturile. Nu vă spuneți că vă spun, nu pot să vă îndepărteze, pentru că ați sunteți
într-o relație extrem de strânsă. Ei nu își pot să-și ia banii fără dumneavoastră și dumneavoastră trăiți de pe urma lor. Dumneavoastră trăiți pentru că există crescători de animale în România. Iar ei își pot crește animale pentru că dumneavoastră există. Corect și cinci, domnule. Sunteți într-o simbioză extraordinară, așa că... Corect și cinci, domnule ministru. Dar zvonurile care circulă la ora actuală ca serviciu de identificare, protavere și înregistrare a planelor să treacă la APEA, ar fi un dezastru. Nu s-a dat. Este o discuție în care identificarea, pentru că au fost probleme, știți bine, identificarea vizează posibilitatea ca analizul să se implice și chiar fermierii însuși să se implice în identificarea. Pentru că, din păcate, a fost problemă cu sistemul IT, știți bine, cu identificarea s-a discutat destul de colosal și mai departe, nu știu cât de adevărat. Dacă ajunge ca analizul să se ocupe de identificarea, protalerea și înregistrarea animalelor, se va ajunge situația calului din România. Deci, la ora actuală, calul din România, pe real, sunt efectivă mult mai mici pe cavaline, iar și am crescut datorită faptului că acestui fapt n-a fost stăpânit cum trebuiește evidențierea cavalinilor, a crescut focarele de anemie infecțioasă equină, da? Părerea noastră este... Mă rog, dacă mă uit la un crescător de oline, o să spun altceva. Eu cred că dacă ne așteptăm la masă și găsim soluția cea mai bună, e pentru binele tuturor. Exact, exact. Mă rog. Sunt primarul de la Spălceni și vreau să vă întreb, dacă îmi spunea domnul ministru, cu privire la pășuni, cu subvenția pe pășuni, legislația veche permitea asociațiilor de crescători de taurine să gestioneze mai bine izbazurile, angajau oameni care păzeau vacile, erau angajați cu acte în regulă, altfel se îngrijeau pășunile, dacă s-ar putea să se revină la vechea legislație, ca să putem să îmbărătășim la acel, această. La ce exact știți cum are, la ce aspect se referă? Da, aspectele care se ridică, domnul primar, este în sensul următor, că atunci când asociații concesionau terenurile de la Consiliul Local, aveau mai multă grijă de ele, pentru că lucrau într-un cadru mai organizat, iar prin concesionarea terenurilor către fermieri individuale, aceștia nu prea dau atenție izlașilor. Da, numai că a fost o mare problemă legată de concesionare către asociații, pentru că asociația nu deține animale. Și atunci e o mare problemă, pentru că trebuie ca cel care deține animalul să acceseze fondurile. Și am spus și fermele acum. Nu știu, au obligații de curățire aici, mai multe ori? Știu, și zic că da, cu pășurile sunt atâta problemele. Și cu, dacă s-ar putea, pe viitor, cu amenajamentul pastoral, se va subvenționa pe viitor, că e expiră de către guvern. Așa este un act legislativ de circuit, în acest sens. Domnule primar, e bine că ați ridicat problema asta, dar vreau să vă zic că foarte multe probleme pleacă de la colegii dumneavoastră, să nu vă supărați, dar asta este o realitate, în care concesionează aceste pășuni numai băieților de șterți, da? Care n-au nici pisică acasă. La faptul că și-au făcut o asociație care da 200 de lei la Camera de Comerț. Încasează subvențiile, da? Și vreau să vă spun și vă rog în conștiință de cauză, după aia, îi taxează pentru pășunat pe proprietare de animale. Cunosc foarte multe situații, dacă vă fi curios vreodată cineva, o să pun chiar la dispoziție, în care acei băieți deștepți iau niște bani necuveniți, nu fac nimic la pășunele alea, dar faptul că e într-o relație mai special cu ghilimele de rigoare, cu primarul, încasează banii, o dată de la APEA și a doua oară de la fiecare proprietar. Și nu mult, rigoare, lua 300 de lei de vacă.
Pentru asta s-a luat anul trecut măsura în care asociațiile să nu mai fie, să intre la plata. Mă rog, s-a revenit, dar în continuare nu s-a făcut ordine în sensul ăsta și sunt foarte mulți bani care sunt luați de-a moaca, ca să vorbim moldovenește. Bani care sunt luați de-a moaca. Și nu le-au proprietarul. Proprietarul, în primul rând, nu știe, mulți, foarte mulți proprietari nu știu ce drepturi au. Și de aia, rog medicii veterinari care sunt cei mai aproape de deținători de animale, așa, mai stând de vorbă cu ei la poartă când vine și le face cu intervenție, mai spuneți-le și lor ce drepturi au, ca să poată să le ceară. Le spunem de fiecare dată, pentru că noi mai mergem de 5-6 ori pe an în curtea lor. La diferite acțiuni. Le explicăm. Se lovesc de birocrație și nu știu să-și ceară drepturile. Ei apelează, la momentul ăsta, eu vorbesc din punctul meu de vedere ce mi se întâmplă mie. Singurul care poate să-i dea o informație e dispensarul veterinar. Că așa știe crescătorul singur, vorbesc, nu de crescătorul evaluat sau e, cum să vă spun, informat. Crescătorul singur. Și atunci, informațiile noastre sunt limitate. Ne străduim să le oferim informații. Se lovesc undeva de birocrație și spun, doamna doctor, nu mai mă duc nivel, lăsați-mă pace, fac cum pot, pentru că acolo n-am izbutit, acolo n-am reușit să fac aia, mă întors de dincolo. Cam astea sunt, chiar dacă nu ne străduim. Spuneam mai devreme, ne străduim să fim cât mai aproape de proprietari și să-i ajutăm. Dar sunt limite, nu putem să depășim. Și ca o noutate să o afle și ministru, în ultima vreme a început să se cumpere pașapoarte de animale. Domnul ce fac cu el, știți spre mine. Domnul ministru, mulțumim de ajutorul de minimis, dar să știți că pe ăștia mici cam îngrodați. O junică cu certificat de origine nu ajunge numai 5.000 de lei. E mai mult. Noi am, adică eu aș propune să o dați ieri, aia 5.000 să meargă direct la proprietarul de junică și noi să vinim cu diferența. Că așa noi trebuie să căutăm să avem și aia 5.000 și ce trece peste 5.000. Să ne îngrozăm pe la bani și târziu de dus, pe la asta să, dacă găsim soluția asta, adică să meargă direct la proprietar. Sigur. Eu sunt de acord că tare bine ar fi ca ministerul să dea subvenții 2.000 de euro pe bancă, să ia și să cumpere și toate banii, dar e greu pentru că nu sunt acești bani. Banii ăștia trebuie să vină de undeva. Bugetul Ministerului Agriculturii e 1 miliard. A făcut efort foarte mare. Nu știu dacă anii trecuți a luat atâtea subvenții, în mod sigur n-a luat, nici nu poate fi vorba. Dar nici măcar minimisul nu s-a dat pentru toate speciile, așa cum am dat în acest an. Dar nu vreau să compar cu alți ani. Situația este sigur. Ce să vă spun? Mi se cere, când am stabilit 3 vaci minim pentru ADT și 10, acum 5 în zona de munte și 10 eligibile, să ai 10, dar să fie câte sunt eligibile pentru atât să ai bani. Da? Pentru că actualmente, dacă ai 10 vaci și nu sunt eligibile, adică să aibă prima fătare, nu iei subvenție deloc, sprijinul plată, da? Dar de aici înainte, dacă ai 10 în curte, dar 8 sunt eligibile, iei pentru alea 8. Deci am făcut facilități deja. Acum, sigur, am fost la Hunedoara și mi-a strigat o doamnă de acolo. Dați și la cei cu vacă. Eu înțeleg, dar la minister s-a judecat așa. Dacă dăm subvenții și pentru achiziția animală, dacă dăm și pe cap de animal subvenții importante, atunci cine vrea să-și facă măcar 3, 4, 5 vaci. Asta a fost scopul minister, pentru că e greu să treci după vacă, sincer vorbind, și să fii și performanț, pentru că dacă ai cantitate mică, nu o să-ți colectezi nimic în laptele respective. Fabrica, știți, eu am fost la Vatradone, la Domnul Rei, acolo. În timp ce o fermă mare primea un leu sau 80-90 de bani pe litru, fermierii mici luau 40 de bani. De ce? Pentru că nu-i lapte conform, pentru că e greu să te duci la Domnul de la poartă. Deci trebuie să înțeleagă și cetățeanul că e foarte greu să ajung la fiecare vacă în parte. Am dat minimisul la bovine,
Tot o parte dintre fermieri au zis, doamne, scoateți vițelele, că vițelele ne avea peste niște ani. Până atunci mai dăm veniul minimisul și își cumpăr atunci, dacă tot vițica o ia pentru peste 2 ani, da? O să mai ia la anul minimisul și ajolingă atunci. Sigur, imediat am fost criticat. A, au scos vițelele, noi făceam treabă cu vițelele. Înțelegeți? Iar eu cred că 5.000, adică 1.000 și ceva de euro, sunt totuși bani importanți pentru o junică, sincer vorbind. Bun, toți ne-am dorit să luăm cât mai mult pe un animal. Trebuie să gândiți totdeauna că bunicul acesta vine de undeva, trebuie să ai bani în cont. Și am făcut imposibil în acest an, repet, ca să dăm foarte mulți bani. Eu aș fi aici, dacă nu aveți nimic împotrivă, pentru că din păcate, e presa care m-a dat presați într-un direct și mai departe. Și oricum merg și la Vascuri de Mare, mă fac întâlnire cu crescătorii de păsări. Eu mă bucur că, repet, Vascuri a reușit să aibă astfel de expoziții foarte importante, pentru că cetățeanul, venind consumatorul, vede că în România există agricultură performativă, la plumbări de acolo și este excepțional. Am gustat produse de foarte bună calitate. Sigur, mai e un drum lung până ajungem în casa fiecărui. Eu nu văd aceste produse de foarte bună calitate la București, sincer vorbind. Pentru că pe producția mare de prezenturi vezi cele standardizate. Dacă fermierii nu se asociază, cum spune domnul Achimai, sigur că e o problemă. N-am cum să am aceste produse foarte bune în București. Pentru că, repet, fermierii nu înțeleg să asocieze, să vină cu cantități mari să pună pe piață. Supermarket nici nu discută la 2-3 tone pe zi, înseamnă nimic pentru ei. Vă imaginați că în București sunt 4 milioane de consumatori. Și ce să te duci cu o tonă, două, de produse? Trebuie să înțeleagă neapărat producătorii să se asocieze ca să vină cu produsele lor care sunt foarte bune, dar nu e suficient să fie foarte bune. Trebuie să ai cantități, că nu vine nimeni să ia 200-300 de kilograme sau 100 de kilograme de mere de la un producător. Chiar dacă, repede, sunt cele mai bune mere din lume. Înființarea unui copil. Ultima, haide, scurtuți. Porcii mistreți sunt o problemă foarte mare și trebuie să știți că și pe legea vânătorii și pe porcii mistreți, Ministerul vă susține total. Eu am fost cu domnul Rei la Ciocănești, pe versanți întregi de munți, după ce că stratul fertil e atât de redus pe vârful muntelui, au zop pășunile de făcute de porții mistreți. Și pășuni și porumbul. Nu. Dacă la pășuni așa, eu mi-i chibuțeam. Asta vreau să vă spun. Deci eu vă înțeleg perfect. Numai că trebuie să înțeleagă și eu am un prieten vânător. Cât costă domnul mistreț? 800 de lei. Da. Și foarte mult. Păi dacă iau domnului Van Gogh milioane, de ce nu plătesc pe cel? Pentru că mistrețul se îngrașă pe terenul dumneavoastră, pe culturile dumneavoastră. Asta trebuie să înțeleagă colegii de la minister, de la Ministerul Mediului, da, și cei care trebuie să ramburseze. Asta a introdus încet și foarte greu, nu știu când se va introduce, ursul și lucrul prin țările din vest. În Franța, când ți-a luat oaia, imediat s-o descurcăște, se plătește oaia. Nu se dureți de vârf, dar poți să ați la animale, boli și... Știu foarte lucru și se întâmplă, nu știu ce se va trebui acolo dumneavoastră. Deci trebuie ca împreună să reprezentanții dumneavoastră puse presiune pe funcționarii care nu își fac datoria și trebuie neapărat legislația modificată sau adaptată cu respectivul, pentru că și acum prevederea încursare, dar eu n-am auzit să fie cineva încursat, sincer. Adică de ce fermierul meu, sau mai ales micii producători, că măcar la un fermier mare poate nu se cunoaște atât de tare, dar la mine cu săracul, îi distruge toată cultura. Câteva hectare, cumpărăm să cumpărăm totul, au venit, au văzut și nu ne disfăluiește cu nimic. Dar a spus, domnule, culegeți dumneavoastră porumbul și dați-mi banii, câteți, 5, 10, 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 De ce aveți ca să fiți lămuriți? Noi am făcut demersurile necesare la Ministerul Mediului, cât de ei țin vânatul ăsta, și au mărit cota de extracție anul ăsta cu 10%. Dar asta nu este suficient, iar săptămâna trecută, în dialogul social, am
parafraz, zic eu, și ne-am înțeles și cu Ministerul, ceea ce înseamnă despăgubirile pe la distrugerile vânate. Și atunci, condițiile care au rămas și care trebuie să apară, cred că săptămâna viitoare, e ca Ministerul Mediului, preluam prorogat de fapt un material al Ministerului Mediului, dar în care trebuia să faci o teză de doctorat ca să poți să fii despăgubit. Și atunci, propunerea noastră și a rămas, e ca despăgubirea să se facă în 48 de ore de la data producerii evenimentului, sau de la data constatării, în 48 de ore și în șirul ăla care îl pusese ei după 50 de persoane care trebuia să-și dea semnătura, la propunerea noastră au rămas 3 persoane, și anume păgubitul, primăria, acolo pe loc, și gestionarul fondului cinegetului. Deci, poftim? N-am înțeles. Cine să plătească despăgubirea? Ministerul Mediului. Da, la Ministerul Mediului, ca al lor, este... Zic să ne facă... La cele protejate. La cele protejate și la celălalt, la Mistreț, la fondul ăsta, asociația de vânătoare. Deci, despăgubirea se referă la absolut toate speciile de vânat. Deci la toate, a dat nicio legătură, deci nu are nicio legătură protejată. Domnul președinte, sunt două... Despăgubirea se face oricum. Deci, pentru animalele care sunt protejate la nivel național, da, lup, râs, da, se plătește de către Ministerul Mediului, Ministerul. Și pentru animale, celelalte animale, celelalte animale de vânat, căprioară, mistreț, nu știu ce, se plătește de către... Gestionarul fondului cinegetic. Și la amândouă sunt probleme. Nu. La Ministerul Mediului vin foarte târziu banii și exact la alte ele. Deci în lege este prevăzut 48 de ori. Cine nu respectă legea, asta e. Dar nu se plătește. Deci, păi ai răbdare să intri ca pe data. Ca să nu. Și mă simt dator cu o chestie. Știu că ministrul nu îndrăznește să vă spun, dar eu vă spun, chiar dacă o să vă supărați pe mine, trebuie să înțelegeți un singur lucru când vorbim de subvenții. Fraților, să nu transformăm subvențiile în protecție socială. Deci subvențiile vin pentru... Da? Pentru performanță, pentru acoperirea cheltuielilor și nu să le transformăm în... Mie trebuie să-mi dea. Vă pun întrebarea. Dar dumneavoastră chiar nu dați nimic? Și n-ar vrea să supere profesorul Rei pe mine. Dar banii au plecat de la vegetal. Și foarte bine. Pentru că între noi și crescătorii de animale trebuie să fie o simbioză. Noi nu mai avem cui vinde, degeaba producem dacă n-ar fi consumat. Deci e foarte bine. Dar să facă și el dovada că produce ceva. Pentru că nu-i dăm bani. Dar el ce face în afară de a-și cumpăra televizor și cizme? Ce face? Pentru că 7-8 capete, și vă dau exemple câte vreți dumneavoastră, au o formă siluetică, cum își doresc femeile, cam așa arată, da? Foarte siluetică, fără gestație, fără lapte, fără nimic. Și ce faci de nimic? Le țin și eu, cum mai eu știu, bani de lapte. Profesor, deci nu mă refer la cei de la munte care trăiesc din așa ceva. Da? Știm prea bine. Eu vorbesc de băieții deștepți din zona asta, în care ține 3-4 mulțoași de aia, că abia se duc la pășune, așa e. Și eu bani pe ele. Oricum eu dau, și eu, colegii mei, da? Dăm atâția bani înapoi, pentru că banii ăștia se învârte, se circulă. Păi face protecție socială. De-aia numărul totuși trebuie, până la urmă, să vă convingeți că nu poți face performanță pe o vacă. Nu ți încap cheltuielile. Deci orice afacere are un plafon, da? Pleacă de la o anumită dimensiune în care să fie profitabil. Și atunci, ăia care primesc bani și să primească nu 1.000, 2.000 puteți să-i dați dacă aveți de unde, chiar dacă îl cumpărați de 5 ori. Iar la vițierii, eram acolo, la discuția cu vițierii, domnul ministru nu a fost, în care colegii mei de la crescătorii de animale au refuzat
să se primească subvenție pe vițele. Crescătorii de vaci. Deci puneți-vă de acord. Și mie se pare o chestie, 5.000 de lei, 50 de milioane. Eu ieri am dat o vacă de 800 de kilograme și mi-a dat 20 de milioane. Da? Asta e altă poveste. Și vaca aia care o subvenționez eu acum, vițica aia și o cumpăr cu banii rei. Dacă ar fi banii tăi și nu i-ai primit pomană, nu ai căutat să-i amortizezi și n-ai pune-o la treabă și n-ai luat o vacă performantă și nu te-ai ocupat de ea să faci 15-30 de litri de lapte și nu ai căutat să-l duci undeva în circuitul economic. Așa, scuză-mă, chiar că nu mai înconvine, că atunci mă apuc și eu să stau degeaba, îmi iau o vacă, îmi vând pe toate, câștig mai mult. Muntenii noștri își fac treaba de a... Nu vorbesc din muntenii, domnul profesor, totdeauna ai trebuit să-mi poleme cu noi. Eu știu viața la munte. Deci nu vorbim de dumneavoastră. Atât. Nu vorbim de dumneavoastră. Două lumi. Ăia, din neam, din neamul lor, din asta au trăit, acolo am văzut, și acum vara asta când am fost, acolo am văzut cum se corectează laptele dimineața și cum vin acele căruți, erau cu căruți, cu bidoane, cred că le duceam undeva la un centru. Deci acolo se face. Dar în restul pare rău. Din când s-a distrus industria laptelui, au dispărut și vacile cu lapte. Adică dacă nu veneau băieții deștepți și distrugeau industria laptelor în România, și la mine în localitate, erau 150 de vaci și acum mai sunt 30 de capre. Deci ăsta e motivul. Deoarece, domnul ministru, trebuie să se retragă cu ultima întrebare. Avem și noi direcția. 10 minute. O singură întrebare de maxim un minut. Sunt un mic fermier, dar se poate spune așa, cu 2 hectare teren arat și 1 hectare de pășuni. Conform legislației în vigoare, conform APIA, pentru un hectar de pășuni trebuie să am în posesie 3 capre sau 3 oi. Anul trecut, anul ăsta mi s-a spus de 5. În sfârșit. Problema este că, având aceste capre sau oi, cel care le îngrijește trebuie să aibă și condiții corespunzătoare, să aibă și cunoștințe pentru a le crește sau, nu mai spun de sănătate, având o anumită vârstă și mai departe. Dacă nu avem acele condiții, deci nu putem crește capre. Dacă nu avem capre, noi nu putem lua subvenții. Am cumpărat capre, le-am dat la altă persoană să mi le îngrijească, să... Așa? Și când am tras niște magonat, toate cheltuielile sunt mai mari decât câștigurile. Și atunci ce facem? Este normal, dacă se poate rezolva problema. Eu propun să vin și capri. Da, exact. Eu am găsit clienta. Conform legislației în vigoare, ordonanța 3, fermierii trebuie să fie fermier activ, în sensul că dacă are o suprafață de pășune, activitatea care o desfășoară pe acea pășune este pășuna cu animale. Condiția este minim 0,3 unități de cămară pe acel hectar de pășuni. Dacă este fâneață, legislația permite să o cosiți, să valorificați fânul către alt crescător de animale. Pe acea suprafață din pășune, pășunează vacile sapului. Deci nu rămâne nepășunată. Dar ăia nu au pășune și folosesc pășunea mea. Mulțumesc! Da, 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 ziua. N-ați înghețat? Nu, eu n-aș mai gândit. Că aveți, e călduț și aveți cojurcelele cu dumneavoastră. Și dar la televizorul ăsta. E televizorul ăla. Da. Da. Sănătate, nu? Și program?
Filmați-l să-l dăm la televizor. Ești de acasă, puterea. Uite la birbiec aici în mână. Aproape de ziua. Mă uite aici, șa, mă. Bine, poate ascult și mai din ea. I-am filmat Berzuvanul ăsta. Eram la șapte aici, am pregătit, durează, asta e, e treabă de... Trebuia filmat când era în direct. Da, da, da. Era number one, numărul unu. Păi atâția oameni la atât ce-o mai rămas. Acum sunt prăștie că sunt săturași, sunt prăștie. A fost frumos, a fost ceva exemplar numărul unu. Da, 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 mai bine. Rămânau și bun. Acolo tot așa unde sunt. Я вот 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 я вот